Lansarea cărții autobiografice Leia, povestea familiei mele, găzduită de Muzeul Etnografic din Cluj, a adunat un public numeros interesat de subiect, dovedindu-se un eveniment de importanță majoră, atât pentru autor, cât și pentru instituția găzduitoare. Aș putea spune că e unul din ultimele mele, poate nu ultimul, dar e unul din proiectele de viață, așa numesc, pentru că mi-a fost foarte important ca viața familiei mele, care a trecut printre atâtea suferințe, dar care se poate asemăna cu viața multora din evreimea clujană și nu numai, am vrut să aduc la cunoștința publicului larg. Nu am calități de scriitor, dar mi-a fost foarte important ca povestea să-l aduc la cunoștință așa cum eu îl știu din niște corespondențe moștenite din 1933, dar și cunoscând mai mult din personajele care sunt membrii familiei mele. Este un moment extraordinar pentru că este practic o încununare a unui proiect pe care l-am început împreună cu domnul Clai în urmă cu câteva luni. În momentul în care am organizat expoziția dedicată lui Ernest Clai, tatăl domniei sale. Iată că în momentul în care am realizat acea expoziție, vorbeam despre posibilitatea realizării unei cărți. Domnul Andrei Klein ne-a spus că această carte există, trebuie să fie terminată, încheiată și asistăm, iată, la apariția acestei cărți, care trebuie să spun că este o carte cu totul extraordinară. Este o carte care se apropie de prin stil și prin limbaj de vechile cronici, de saga. O carte care ne spune povestea unei familii pe care poate că mulți dintre clujeni au cunoscut-o sau i-au cunoscut pe membrii ei. Istoricii Lucian Nastasă, cel care și-a asumat redactarea cărții și scrierea prefeței, și Ovidiu Pecican, bine cunoscut și ca scriitor, au vorbit despre importanța volumului. Lucrarea de față pare avea un titlu banal, Leia, povestea familiei mele. În realitate este o carte plină de substanță, în sensul că urmărește destinul unei familii, ceea ce înseamnă mai mult decât o familie de ordin biologic, ci aproape istoria unei comunități. Așadar, istoria unei familii care s-a născut și a trăit în Clujul interbelic, a cunoscut prigoana antisemitismului din aceeași perioadă, apoi au fost duși în Transnistria, unde istoria pe care noi o am reconstituit-o se știe foarte bine, a existat tot ceea ce presupune ororile ghetto, a lagărilor de concentrare, a muncii forțate. Supraviețuirea mi se pare esențială, pentru că supraviețuirea personală, pe seama Holocaustului, a Shoah, înseamnă până la urmă supraviețuirea memoriei. Dacă ai supraviețuit, poți să transmiți ceea ce ai văzut, ceea ce știi, ceea ce ai auzit. Și asta pentru memoria unei comunități, oricare ar fi ea, este crucial. Adică îți dă o dimensiune verticală a identității. Ce să facem fără rădăcini? N-am putea, nu? Și atunci când rădăcinile vin de ani, de mii de ani din urmă și când presupun și o diaspora mondială sau globală, cum mi se spune acum, aia înseamnă o forță identitară extraordinară. Această forță identitară a fost confruntată la mijlocul secolului 20, cum știm, cu oroarea absolută. Să trebuiască să mori indiferent de vârstă numai fiindcă te-ai născut ceva și nu altceva. Asta și acum mi se pare inimaginabil. Foarte important este că această lucrare se bazează în fapt pe corespondență. O corespondență din perioada interbelică și nu numai. O corespondență purtată de membrii familiei lui Andrei Klein, autorul acestei cărți, și în anii 40 și 50, încă perioada când cea mai mare parte a evreilor din România au făcut alia și încercau să prezinte într-un fel noile realități din Israel, dar pe de altă parte nu puteau să se rupă de tot ceea ce se întâmplase în România interbelică și în anii celui de-al doilea război mondial. Este o perioadă prea puțin explorată de istorici, toată lumea de regulă se ocupă de statistici, să vedem câți, cum, în ce împrejurări au făcut alia, dar prea puțin cunosc dramele ce s-au ascuns în spatele acestei emigrări. Este esențial ca aceste lucruri să fie aduse în atenția unui public, oricare ar fi el, de la copiii de grădiniță până la cei mari, pentru a nu se mai repeta și pentru a asuma cumva, dacă nu o vină colectivă, că religiile monoteiste toate au vina colectivă a lui Adam și Eva, care au fost izgoniți din anumite motive în istorie. Dar aceasta este o vină colectivă uriașă, gravă,
și trebuie să se știe despre ea. Cred că lucrarea de față a lui Andrei Klein ar trebui să fie un indemn pentru toți cei care, de la o anumită vârstă, sunt predispuși să se aștearnă la, să se așeze la masa de scris, să-și depene amintirile. Nu există în istorie nicio instanță care să indice cu precizie care sunt faptele importante și mai puțin importante ale istoriei, din punctul meu de vedere, viața de zi cu zi a indivizilor, așa cu toate simțămintele lor, este mult mai importantă decât cronologiile, să zicem, politice, pe care le cultivă și istoriografia noastră actuală. Ca atare, cred că această lucrare se va bucura de o excepțională receptare. Îmi pare unică în peisajul biografic românesc, istoriografic și chiar literar românesc. Merită să fie răsfoită și citită și pentru ilustrațiile puse la dispoziție de către autor. În această carte se poate vedea omenia unora chiar în timpul greutăților provocate de lagăr, supraviețuirea, dar arăt și neoameni. Eu cred că merită să fie citită carte, mai ales de tineret. Lansarea cărții s-a încheiat cu un program de melodii evreiești susținut de formația Mazel Tov.